A câștigat în România campionatul cu Poli Timișoara și cu Steaua București, în Spania cu Barcelona, iar în Portugalia cu Porto. În 2012, Alexandru Dedu a pus bazele ligii profesioniste de handbal, la care deține funcția de președinte. Acum vrea să conducă Federația Română de Handbal. Chiar dacă e cel mai valoros handbalist român, Dedu e realist că palmaresul lui e o necunoscută chiar și pentru cei din familia sportului românesc. Nu știu dacă chiar toată lumea mă cunoaște, am sesizat că cei care sunt peste 30 de ani într-adevăr mă cunosc, dar cei care sunt mai tineri nu mă mai cunosc fiindcă am plecat și am jucat foarte mult timp în străinătate. Palmaresul meu sportiv este, din punct de vedere a rezultatelor la nivel de echipă de club, este palmaresul meu este cel mai bogat, cel mai fructuos din istoria handbalului românesc. Medalii peste medalii și totuși lipsește una. Palmaresul meu este foarte, foarte bogat, îmi lipsește, în schimb, o medalie la echipa națională. Cu toate că am făcut parte din notul logic când s-a obținut ultima medalie de bronz la campionatul mondial din Cehoslovacia. Eram prea tânăr, n-am făcut parte din acea echipă care a câștigat. Alexandru Dedu a câștigat de 3 ori Liga Campionilor pe vremea când juca la FC Barcelona. În cei 3 ani cât a jucat la formația catalană, Alexandru Dedu a cunoscut cele mai mari satisfacții pe plan sportiv. A cucerit de 3 ori Cupa Campionilor Europeni, titlul de campion al Spaniei și Supercupa Europei, fiind felicitat personal de Juan Carlos, regele Spaniei, și de soția acestuia, Regina Sofia. Ca și club, am câștigat cam tot ce se poate câștiga. Sunt două momente. Unul, imediat ce ți s-a pus medalia de găsit, cel mai bun din Europa. Pe urmă, ca sportiv, intri imediat de-a doua zi în program de pregătire să estompează valoarea acestei reușite și ție ți se pare oarecum normal că ți s-a întâmplat.